Dragii mei scorpioni, am revenit cu partea a doua, care ar fi trebuit să fie doar pentru cărțile sexuale și despre relația cu cineva, dar voi continua crucea, pentru că asta s-a întrerupt un pic mai repede decât era prevăzut. Spuneam că în prezent, viitorul apropiat, aveți valetul de cupe. Poate să fie un copil, că tot aveți aici racul, semnul racului, da? Sau cineva semn de apă, care v-ar face o ofertă de împăcare. Poate voi încercați să vă împăcați cu cineva. Poate să fie dorința voastră de a comunica emoțional. Și pentru că există această justiție și, după cum se vede pe orizontal, familia, voi și justiția. Poate unii sunteți într-o relație cu o balanță sau, dacă nu e balanță, se pune în discuție această separare în familie și s-ar putea să faceți acest gest de împăcare posibil. Și atunci, cine a fost supărat, posibil balanță de nu obligatoriu, pe semn de aer, dar cine a fost supărat în familie și s-a gândit la un moment dat la o separare, posibil în viitorul îndepărtat, încearcă să se vindece de aceste, da? E pe vertical. Să se vindece de aceste supărări pe care l-a trăit în trecut. Situația prin care ați trecut, voi doi. Și atunci provocarea este, faetonul, să mergeți mai departe. În ce sens? Variază de la unii la alții. Ori vă puteți separa și să vă vedeți de drumul vostru, de destinul vostru, ori înțelegeți unii dintre voi că destinul vostru este chiar această situație. Variază de la unii la alții. Ce să mai? Asta e adevărul. Sfatul, 10 de băte. Sfatul este să lăsați responsabilitățile, să încheiați un ciclu de greutăți. Cineva v-a ars bateriile, v-a epuizat energetic. Am vorbit de epuizare energetică, vampirizare energetică, da? Am vorbit mai devreme. Asta e 10 de bâte. Prea multe responsabilități, prea mult efort depus, doar de dumneavoastră eventual. Și atunci 10 de bâte înseamnă să lăsați din bâte măcar o parte, dacă nu pe toate cele nouă, și să experimentați un nou început, într-o direcție, un nou început, în fine, așa se zice, într-o direcție. Și dacă lăsați cele nouă băte și exprimați valetul sau asul de băte, aveți puterea să mergeți înainte, în continuare, către stea, către destinul vostru, înțelegeți, da? Exterior, judecata. Judecata, balanță, cineva vă judecă. Poate în exterior primiți un telefon. Da? Cineva încearcă să se împace cu voi. Dacă nu sunteți voi, poate e altcineva, am zis, da? Poate să fie acest rac sau săgetător sau ce orice altă zodie ar fi, care încearcă, intervine, da? În echilibru vostru. Asta e o carte echilibrată. Sunt multe variante. Vă dau ce pot. Exterior, un telefon. De împăcare. Am zis împăcare, cineva încearcă să se împace cu voi. Acum rămâne de văzut. Voi oricum vă veți vindeca. Și ei, și voi, fiecare pe, eu știu, în camera lui, în spațiul lui, în biserica lui, cu îngerii personali. Fiecare se vindecă. Dar eu zic că este vorba de voi. Pentru că mesajele anterioare s-au referit la niște probleme prin care ați trecut, care v-au ajutat să vă recăpătați puterea sau să vă conștientizați puterea. Mesaje care au vorbit despre vindecare energetică, așteptare, transformare. Judecata e Pluto. Pluto vă transformă. Pluto conjunct cu Saturn în Capricorn. Poate unii, într-adevăr, cât timp sunteți în post, vă duceți la biserică, vă rugați, încercați să vă înțelegeți traumele și să vă vindecați,
auziți vocea interioară. Unii, am spus și mai devreme, unii. Și la un moment dat, auzind-o, veți beneficia de trezire, de transformarea aceea. De ce vă este teamă, regele de cupe? Ori de un alt semn de apă, pentru că apare un alt semn de apă, rac, pești, pești sau alt scorpion, sau vă este teamă de voi înșivă, de capacitatea voastră profundă de a iubi. Asta nu înseamnă că și arătați tot ce simțiți. Regele de cupe poate să iubească profund, dar să arate foarte puțin. Din păcate, pentru cei care stau în preajma lui, din păcate. Și spun asta că totuși sunt semn de apă, înțeleg comportamentul, nici eu nu arăt tot ce simt, dar uneori avem nevoie să împărtășim o parte din emoții și din simțiri. Deci este în poziția fricilor. Eventual vă este teamă de emoțiile voastre. Dar am zis, poate să fie și alt personaj. Pentru că totuși o forță exterioară judecată, am zis că este Pluto pentru mine. Cineva cu planete sau aspecte plutonice. În casa 8-a sau cu Pluto. Ce vă doriți? Valetul de spade. Vă doriți să comunicați. Poate să continuați legătura cu această balanță sau cu acest semn de aer. Poate să fie gemeni, poate să fie vărsător. Să zicem, unii dintre voi. Și dacă n-ar fi semn de aer, orice alt semn, vă doriți să comunicați. Aveți acest vale de cupe și vale de spade. Vă doriți, dar nu oricum. O comunicare corectă. Poate unii dintre voi ați vrea să studiați, eventual, să spionați pe cineva, să vedeți eventual cât e de corect, corectă. Dar valetul de spade este o energie tânără, studioasă. Aveți nevoie să comunicați. Comunicarea aveți și la judecată, aveți și la valetul de cupe. Aveți nevoie de comunicare, asta e clar. Poate nu emoțională, de-aia vă este teamă de emoții. O comunicare mentală, scorpionii pot să fie foarte mentali. Finalul, 7 de spade, a apărut mai devreme. 7 de spade, în general, înseamnă minciunele. Evident că e semn de aer, gemen, balanță sau vărsător. Asta nu înseamnă că un semn de aer musai vă minte, dar este și posibil. Este și posibil. Dar trecând peste aceste detalii, 7 de spade reprezintă o strategie. Cineva care încearcă să scape. Sau să vină pe furiș în viața voastră. E o strategie de evadare. Oricineva vrea să evadeze înspre voi, ori voi vreți să evadați. Este un faeton care merge, da? E... Cu du-te vino. Da. Teoretic ar trebui să fiți voi să încercați să evadați din încurcătura aceasta în care sunteți. E o încurcătură. Și să vă setați viitorul. Să alegeți între o persoană, o relație care tot a fost amputată de-a lungul timpului și pansată și revigorată de nu știu câte ori și totuși nu mai merge, și o relație cu cineva, o relație nouă, dar care să vă ducă către victorie. Vreți să vă setați viitorul, să vedeți lumea, eventual să călătoriți cu acest faeton, nu neapărat cu faetonul, cu mașina, să călătoriți, să aveți această energie. Nevoia de a călători, de a explora lumea. Da. Am zis, când apare faetonul, apare și steaua, mai devreme sau mai târziu. Vreți să vă setați viitorul către destinul vostru și, în primul rând, către vindecare. Că e vărsător, mai mult sau mai puțin contează. Că e persoană publică, nici asta nu contează foarte mult. Sau populară. Contează că steaua reprezintă vindecare, în primul rând. Reprezintă credință.
speranță. Vreți să vă setați viitorul într-o direcție, da, care vă aduce speranță, nu într-una. Să lăsați, interesant cum s-a așezat, da, să lăsați în spate ce v-a păcălit. Să nu mai trăiți aceste escapade eventual. Unii sau alții sau altcineva în preajma voastră? Oh, luna! Posibil pentru unii această stea să fie tot un semn de apă, să zicem. Că l-aveți și în poziția fricilor și în prezentul, în viitorul apropiat și vă provoacă, să zic, familia sau echilibru financiar. Da? Posibil. Sau, dacă nu e semnul racului, și vă pune să așteptați, iar șapte, iar așteptări, da? Am vorbit de șapte de monede, apare a doua oară sub altă formă, aici a fost șarpele. Dar, la un moment dat veți încheia acest ciclu de așteptări și veți merge cavalerul de cupe, vă veți detașa mental, veți merge către sufletul vostru pereche. Către sufletul vostru pereche. Acum, care o fi, vom trăi și vom vedea, poate unii știți, poate alții urmează să-l descoperiți, pentru că uneori, asta e, din păcate, mai greșim, avem impresia că este un suflet și, de fapt, este altul. La capătul setului de cărți, repede, ca să trec la celelalte, șase de băte. Șase de băte, o victorie, să zicem, la un drum, vă detașați, a, nu, e mai încolo, magicianul, a, Six of, a, nu vă detașați, e șase de monede. Da. Aici eu zic că sunteți voi. Treceți printr-o perioadă, după cum se vede, destul de grea, provocatoare, ca să găsiți, regăsiți lumina și puterea. Am zis mai devreme, da? Trebuie să vă echilibrați financiar. Arată două cărți, doi de monede și șase de monede. Pentru că ați fost într-o relație, balanță sau mai puțin balanță, dezechilibrată, în care ați fost manipulați eventual. Dar vreți să manifestați o victorie, vedeți, vreți să vedeți viitorul cu alți ochi. Vreți. Și e bine dacă vreți. Știu că ceea ce spun este mai general, dar asta e. Asta este felul în care eu fac etalările, crucea celtică, prezentare generală. Continuăm. Energia sexuală dintre voi și cineva, cineva, voi știți. Ia uite, magicianul. Cineva vrea un început cu voi. Soare, Luna, Venus, ascendent în Scorpion. Decembrie 2019. Și perioada următoare. Scorpion și o persoană dragă. Soare, Luna, Venus, ascendent în Scorpion. Decembrie 2019. Ce vă doriți? Ce își doresc ei? De ce vă este vouă frică? De ce le este lor frică? Ia să vedem. Oh, judecata! E o legătură spirituală foarte profundă. Aici este o familie, dar sus este un înger care vă cheamă la ceva. Vă cheamă. Toți vă uitați în această direcție. Wow! Ce vă doriți! Ha. Na, adică, bine, nu era de... Nu era o surpriză, era de așteptat. Poate unii vă doriți un capricorn, vă gândiți la un capricorn sau aveți niște obsesii sexuale, asta e clar, pentru cineva. Vă doriți nebunii. Asta e în poziția dorințelor. Asta e, pot să mai zic eu ceva? N-am ce să mai comentez. E simplu. Ce își doresc ei? Probabil sunt într-un trio. Este regele de spade. Dar atenție cu acest trio. Că regele de spade este foarte detașat mental, după cum se și vede. Nu-i pasă nici de soție, nici de amantă. O tratează de ca și când e o jucărie. Pe soție, deși știe că îl urmărește, who cares? Deci... Ce își doresc ei, orice persoană ar fi aici. Da, își doresc să experimenteze eventual ceva cu voi, dar să nu se implice emoțional. Asta e. De ce vă este vouă frică?
Ce diferite sunt? Să nu rămână lucrurile doar la suprafață, să nu fie doar o victorie mică trecătoare. Voi vreți mai mult, evident, voi vreți totul, dar într-un fel foarte intens, obsedant. Da? Poate vă este frică de un semn de foc. Deci, le este lor frică, posibil de un semn de pământ. Taur, fecioară sau capricorn. Dar, de ce le este lor frică? Poate de soția voastră este regina de monede. Pentru unii. Pentru alții. În acest moment, am senzația că în acest cuplu cineva adoră. Personajul feminin, da? Și nu doar că o adoră, dar o roagă să facă dragoste cu el. Acum nu-mi dau seama foarte bine dacă ea îi oferă ce are el nevoie. Deci probabil că lor le este teamă să ajungă, dacă, da, le este teamă că dacă se implică emoțional, vor ajunge în această postură în care să aibă nevoie de voi. Ciudat, ciudat. Încearcă să se detașeze, își doresc detașare mentală. Judecata, îndrăgostiții, sunteți într-un trio, da? Poate unii cu un semn de foc, oricum, trebuie să alegeți. Și judecata vorbește de o chemare interioară, îndrăgostiții, nevoia de a alege persoană. La drum, cu care relaționați, să zicem, egal din punct de vedere sexual-pasional. Sunteți pe aceeași lungime de undă. Să vedem acum voi și un partener, o parteneră. Nu e obligatoriu să fie partenerul, partenera de viață intimă. Poate să fie un coleg, o colegă, cineva acasă, soțul, soția, eu știu, regele de bâte iar apare. Soare, Lună, Venus, ascendent în Scorpion, decembrie 2019. Soare, Lună, Venus, ascendent în Scorpion, decembrie 2019. Ce simțiți? Ce gândiți? Cum acționați? Ce vă doriți? De ce vă este teamă? Și ce reușiți să faceți? Să finalizați până la sfârșitul perioadei, să zicem. Ei, ce simt, ce gândesc, cum acționează, ce își doresc, de ce le este frică și ce vor reuși până la sfârșitul perioadei. Oh, 7 de bâte, cineva blochează? S-ar putea unii dintre voi să blocați sau să fiți blocați. Aha, cineva s-a luptat și a ajuns la turn. Da, a pus un blocaj într-o relație, vedem cu ce se va arăta. Și apare turnul, ruptura, separarea. Semn de aer, mai mult sau mai puțin, separare pentru că asta e. Nu trebuia să se întâmple ceva. Sau ce s-a întâmplat nu era pe coordonate sănătoase și a trebuit să se rupă legătura. Și s-a ajuns la griji, cineva își face mari griji. Of, pentru că un împărat, poate să fie și femeie, s-a gândit mai mult la satisfacțiile sale emoționale și mai puțin la ale celuilalt. Așa simt să citesc, așa citesc. Haideți să vedem. Ce simțiți voi? O, lumea! Lumea. Lumea este semnul Capricornului, este o lecție de viață. Lumea. Simțiți că... Simțiți nevoia de a călători. O, ce frumos! O, ce frumos! Ok. Lumea. Simțiți nevoia de a călători. Sau așteptați pe cineva de la drum. Dar de departe, cineva care a călătorit prin lume, nu e de aici de acolo.
Eventual, încheiați un ciclu emoțional cu cineva și începeți un nou ciclu, așa se zice, o nouă etapă, un nou capitol. Capitol, dar cu altcineva. Poveste de dragoste, eventual. La ce vă gândiți? Iar la călătorie. Ambele cărți arată călătorie, dar trecând peste dorința asta de a călători la distanță sau așteptați pe cineva să vină înspre voi, vă gândiți că vă doriți comunicare. 8 de bâte reprezintă și comunicare, nu doar călătorie. Da, comunicare pasională. Vreți să vă exprimați pasiunea. Bătele sunt semn de foc, evident. Vreți să vă exprimați, să-i săgetați. Este Cupidon săgetător, evident. Ceea ce le spuneți să le aprindă pasiunea. Cum acționați plin de pasiune? Regina de bâte, ăștia sunteți voi, femei, bărbați, nu contează. Plin de pasiune, încredere, frumoși, focoși, autoritari. Într-un fel anume, nu neapărat dați cu pumnul masă. Știți ce vreți, cu alte cuvinte? Ce vă doriți? Asul de cupe, un nou început. Cu cine o fi? Voi știți mai bine. Poate să fie un semn de apă, dar nu e obligatoriu. Poate unii dintre voi vă doriți să vă iubiți pe voi mai mult decât v-ați iubit până acum. Da, pentru că înseamnă și dragoste de sine. Poate vă doriți vindecare, dar acum este vorba de dragoste, după cum arată cărțile. De ce vă este teamă, să zicem, de un taur sau mai degrabă de o căsătorie, de un angajament, de un contract, de anumite reguli prea stricte? Și ce reușiți să finalizați până la sfârșitul perioadei? Această pasiune, cavalerul de cupe, dar e o ofertă emoțională. S-ar putea să faceți cuiva sau cineva să vină, că tot așteptați acest as de cupe, cineva să vă facă această ofertă de dragoste. Că sunteți voi, sunteți semn de apă, că e alt semn de apă a apărut și în crucea celtică, da? Variază de la unii la alții. Cavalerul de cupe. E aventuros, dar este poetic, e visător, e mai drăgălaș decât cavalerul de bâte, dintr-un punct de vedere, din punctul meu de vedere. Pentru că nu poți să limitezi lucrurile doar la partea fizică. Asta sunt eu, asta vă zic. Mi se pare mai fain. Și cred că și voi ați coresponda mai bine cu un cavaler de cupe decât cu unul de bâte. Așa zic, e părerea mea. În sufletul lor, spânzuratul. Nu știu ce zodie a mai avut exact în aceeași poziție, dar în suflet, spânzuratul. Posibil un pește. Dar casa a 12-a necunoscutului nu își înțeleg emoțiile. Ei nu și le înțeleg. Au nevoie de timp. Poate că simt că sufletul lor este în lanțuri. Rămâne să vedem cărțile următoare. Oh, ce gândesc! Ia uite, am mai avut altă zodie, diavolul, în această poziție. Sunt obsedați, evident. Sunt în lanțuri. Sufletul e în lanțuri și sunt obsedați de ceva. Poate să fie chiar ego-ul lor, dacă nu-i de pasiune. Dar avem o regină de bâte, avem 8 de bâte, avem asul de cupe, ceea ce mă face să mă gândesc că totuși e dragoste și pasiune și dragoste. Oh, mai! Ce de chestii? Săgetătorii au avut cartea în aceeași poziție. 5 de spade. Cum acționează? Egotic. Nu vă supărați. Orice ar mai fi, orice altă pasiune, dar cu diavolul și 5 de spade sunt. Nu vor să arate. Nu vor să arate că sufletul lor le e în lanțuri. În lanțuri e sufletul. Probabil că argumentează, probabil că nu recunosc. Este o carte mentală și verbală. Nu vocalizează ceea ce simt și ce gândesc. Dar ce diferență, ce diferență între suflet și minte.
Probabil este felul în care își păcălesc sufletul. Nu știu, așa simt, așa zic. Felul în care își păcălesc sufletul. Ce își doresc? Probabil că își doresc să vă facă totuși o ofertă. Acum voi așteptați dragostea, vă doriți dragostea mare. Dacă ei vin cu această ofertă, nu e chiar atât de mare pe cât vă așteptați. Știu că a fost un trio, știu că s-a plâns și în viața lor și în viața voastră, dar patru de cupe este o ofertă de dragoste. Își doresc, poate, ca voi să le faceți această ofertă. Ei sunt destul de... Ei nu vor arăta că își doresc acest lucru. Interesant. Cu cinci de spade, felul în care acționează, da? Dar e în poziția dorinților, patru de cupe. E o carte a împăcării, eventual. De ce le este teamă? De asul de monede. Probabil că nu sunt în stare să ofere stabilitate, eventual. Probabil că este teamă. Că lucrurile nu vor dura prea mult. Că nu va fi o legătură de lungă durată? Posibil. Și totuși, ce reușesc să finalizeze până la sfârșitul anului acest personaj, cine o fie el? Regina de monede. Să-și mențină, să zicem, echilibru, să-și arate valoarea, dar în acest context, fără supărare, cu cinci de spade și cu diavolul în minte, este o valoare pământeană. Se împăunează cu aceste victorii, cu această putere, dorință de putere, de control. Este un păun. Păunul, cel puțin la noi, nu vorbesc de alte culturi, reprezintă vanitatea. Da? În această carte, așa simt, așa citesc, reprezintă vanitatea. Vor da impresia că sunt echilibrați, că au bani, că au valoare, dar în suflet sunt în lanțuri. Ce își doresc? Își doresc ca voi să le faceți această ofertă, dacă s-ar putea, să nu trebuiască să se ducă ei. Dacă s-ar putea, ce bine ar fi să vă mai rugați de ei. Așa văd cărțile. Așa văd cărțile. Poate le este teamă de un semn de pământ și până la sfârșitul perioadei vor sta în preajma lor. E posibil și așa ceva. Capricorn, eventual. Eu știu, asta e. Pentru cine o fi? O fi pentru cineva această etalare. Cam asta este. Pentru că a fost o separare, cineva vrea să se împace. Da. Vrea să se împace, dar s-ar putea să... Să trebuiască o persoană să se lupte pentru această împăcare. Să nu fie atât de ușoară. Asta e etalarea pentru decembrie. Vă rog, comentați-mi ce și cum se întâmplă în viața voastră. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine, ciao!